găsit la o nouă ediție a emisiunii Jos Pălăria. Merită să spunem Jos Pălăria și invitatului meu de astăzi. Este un bărbat, deloc din câmpul moldovenesc, dar care a făcut carieră aici, în Pașcan și nu numai. Iubește sportul, este ambițios și șlefuiește ce găsește mai bun în copii. Le insuflă sportul și disciplina. Iar o parte dintre ei au ajuns mari jucători în țară și străinătate. Așadar, să-l cunoaște pe antrenorul de rugby Ioan Hău. Mulțumesc, domnul antrenor, că ați acceptat invitația mea. Pentru început, cine este Ioan Hău ca om de rând? Cum v-ați descrie în câteva cuvinte? Haideți, ca să nu să zic că sunt modest, sunt un anonim rătăcit în lumea rugby-ului. Nu sunt de specialitate în domeniul rugby, dar pasiunea pentru acest joc mă face ca să încerc și să fac, să ajut rugby-ul. Pentru mine rugby este a doua viață, fiindcă rugby mie mi-a dat foarte mult, încerc pe cât posibil la ceea ce fac eu să dau și eu ceva rugby-ului. Dacă eram om de afaceri, sigur, investeam, dar nefiind și îmi pare rău, încerc să selecționez, să pregătesc jucători de rugby pentru rugby românesc. De unde și cum ați început spre acest sport, considerat de mulți foarte greu, foarte dificil, însă, după părerea mea, cunosc eu câțiva jucători de rugby, îi disciplinează foarte tare acest sport. În 1973, venind ca elev al Colegiului Unirea de astăzi, grupul școlar IMMR Pașcan la vremea aia, singura disciplină sportivă care se practica la acel moment în incinta grupului era rugby-ul, care era ancorat la un turneu finanțat, sponsorizat, să zicem, la vremurile noastre de Ministerul Transporturilor și mie, plăcându-mi sportul, m-am atașat imediat de el. Am vrut să mă duc la fotbal, fiindcă și în rugby am fost ambidestru. Vedeam cu piciorul și cu stângul și cu dreptul minge. Dar cred că și soarta a fost de așa natură să ajung spre rugby, fiindcă la vremea echipa de rugby a școlii participa la un turneu de jocuri în țară și mergând la Bacău într-o excursie cu echipa de rugby, antrenorul de la acea vreme a uitat un jucător acasă. Soarta mea a fost, norocul meu. Așa, și neavând pe altcineva, m-a introdus pe mine. Nu aveam echipament, eram doar într-un training, eram într-un noiembrie, țin minte, așa, păi, Nelu, intri în teren. Prindeam mingea bine, dădeam cu piciorul nea, altceva nu știam, păi eram începător, așa. Dar m-am descurcat bine și în acel moment am început să practic rugby-ul, am început să-mi placă și de acolo au decurs toate, mai departe. Am bătut și eu la coțele naționale. Așa, dar au fost ghinioane, au fost alte piedici care... Așa, veneam de la o echipă mică, nu, dacă era Steaua Dinamo, sigur eram și eu național, asta da, pot să confirme multă lume. Mulți vă știu ca domnul antrenor. Da. Cum de-ați ajuns să antrenați copii? Având un prieten foarte bun, Mihai Toma, și el, la rândul lui, având un băiat de aceeași generație cu Costi Pristăvița, care toată lumea îl știe, fiica mea fiind de aceeași vârstă cu ei, cu copiilor, Mihai Toma m-a solicitat, haide, bă, fă o grupă de copii, haide, așa, haide, știți? Așa, nu prea eram eu încântat, zic, hai mă, că te mai ajut eu, mai nu știu ce, mai... Fiindcă este greu să începi, nu știam, veneam din arbitraj, veneam în antrenorat și era un pic mai dificil, deși arbitrajul m-a ajutat să pricep și să înțeleg regulamentul foarte bine. Dar mi-era un pic frică și datorită la îndemnul respectivului am înșghebat o grupă de copii, din care s-au ridicat atunci Pristăvița, Pașcu, Cătălin Toma, care a fost jucător la Steaua și la Baia Mare. Așa, a fost o generație bună. Asta a fost prin 94. Așa, și apoi au terminat unii, au venit alții.
A fost așa ca un circuit, exact, nu? Exact, copiii s-au adus unii pe alții. Și principalul să începi, apoi încep să vină, încep să audă că se întâmplă niște evenimente, sunt evenimente frumoase, sunt mini-turnele unde merg să distrează, socializează, fiindcă eu am fost, sunt un antrenor care nu mă rezum, am mers la turneu, ne urcăm în mașină sau ne venim acasă. Dacă cumva găsiți și alte... un monument istoric, ceva interesant, mergem, vizităm, ne plimbăm, ne jucăm, încercăm să combinăm și utilul cu plăcutul. Acum aveți grijă, să zic așa în ghilimele, de câțiva copii. Cum reușiți să-i aduceți aici și să-i disciplinați, să-i faceți să iubească acest sport? Mai dat fiind că majoritatea iubesc calculatorul, smartphone-ul, tableta, stau în fața televizorului și mai greu îi scot să facă mișcare. După 2015 mă hotărâsem să renunț, dar la îndemnul domnului inginer Percă, care îi mulțumesc și acum, și a câtorva părinți care au venit și m-au rugat să reiau și să repac o grupă de copii de clasa a patra. Eu lucrez pe an de studii, nu pot să mă duc pe an de vârstă, fiindcă nu aș reuși să aduc atâția copii pe an de vârstă. Încă lumea este reticentă la chestiile astea. Așa, și am zis da, nu mai lucrasem niciodată cu copii de la clasa a patra la clasa a întâi. Restul au fost până atunci de la clasa a 5-a la 8-a și mă înțelegeam altfel cu ei. Ăștia mici au fost un pic mai dificil. O trebuie să cobor la nivelul lor, să glumesc cu ei, să mă simt și eu copil. Așa. Și ușor, ușor, acum la un an de zile când stau și trag linie și văd, eu zic că am făcut o treabă bună, că am început să-i disciplinez și să-i ordonez cam așa cum vreau eu. Ușor, ușor, așa. Și au venit, dar asta vă spun, dacă vă uitați un pic, vedeți niște cutii de bomboane pe undeva, vedeți poate niște jucării, așa, stimulându-i cu ceva. Și atunci ei au venit, am avut mulți veniți, vă spun sincer, alții au venit numai pentru ciocolata aia, am renunțat la ei, alții au venit, care numai să scape de acasă, dar veneau și mă necăjeau pe mine, am renunțat la ei. Au rămas 20 de copii acum care vor să facă rugby. Faceți antrenamentele în stil voluntariat sau? Da, păi sunt voluntar, nu e, nu, asta este pasiunea, nu, nu, nici n-am perceput, nici nu am salariu, nici nu vreau, v-am spus, rugby-ul mie mi-a dat foarte mult și încerc să dau și eu ceva rugby-ului cât pot și încerc să dau jucători. Și pentru că vorbeați de domnul Percă Alois, urmăriți și un mesaj transmis domnului antrenor. Mi-l amintesc pe domnul coleg al nostru, Ioan, când acum aproximativ 10 ani a venit pe la mine și mi-a cerut acceptul să poată intra cu mai mulți copii în depou, pe un teren care ulterior l-a amenajat pentru rugby, pentru a face sport cu acești copii. I-am acceptat de la început și chiar m-am bucurat pentru faptul că mai sunt și astfel de oameni printre noi. Și ulterior am remarcat faptul că pe lângă sport, el face și foarte multă educație, lucru care, din păcate, ar fi trebuit să-l găsim în altă parte. Dar noi ne bucurăm mult că l-avem printre noi. Acum nu mai este colegul nostru, că a ieșit la pensie, dar noi în continuare îl considerăm ca pe un coleg drag și oricând se va bucura de sprijinul nostru în tot ceea ce va face. Am revenit la emisiune să aflăm în continuare de unde găsiți copii. Cei din Pașcani mai puțin vin spre acest sport. Știu că mergeți prin comune și îi căutați acolo, să zicem. Mergem și prin comune, căutăm... Ne interesăm, principalul este să formăm un mic nucleu, că vă spun, la acel nucleu încep să se lipiască, ca să zic așa, câte unul, din caut ceea ce se întâmplă. Mai ales că am avut copii care, ajungând la clasa 8, au plecat la niște condiții mai bune, care au vrut să facă sport, să facă școală, așa, și au plecat la condiții mai bune, la Constanța, la Baia Mare, la Cluj,
Ar trebui să fie o mândrie pentru dumneavoastră că le-ați insuflat această pasiune spre sport. Eu sunt mândru de ei, dar să știți, acum să vă spun și un adevăr, mulți au uitat de unde au plecat, au uitat și să dea un telefon, fiindcă eu le-am spus atât, eu nu cer nimic pe voi, vă las să vă duceți să vă realizați. Dar am o singură dorință la voi, de ziua mea și de sărbători, dați-mi un telefon și îmi spuneți la mulți ani. Majoritatea n-au uitat, dar sunt și care au uitat. Și cineva îmi spunea de la Cluj, că bă, să știi că te uită, nu crede tu că o să știe ei că să-ți dea, să știe. Când s-au văzut cu saci în căruță, te uită. Și s-a întâmplat și chestia asta. Și îmi pare rău că au fost copii, adică sunt acum oameni mari așa și parcă le rușine să dea un telefon, știți? Dar asta este viața, mergem înainte. Dar din partea câtorva primiți chiar și ajutor, da? Majoritatea primesc ajutor și... În ce constau aceste ajutoare și cât de mult vă bucur așa pentru... Eu am cerut ajutor de la ei care constă în logistică, echipament, scuturi, saci de placaj mici, așa, și mă ajută foarte mult. Sunt bucuros chestia asta că o fac ei și vă spun sincer, eu cu mândrie pun un tricou cu frunza de stejar pe mine, îl port cu mândrie. Așa, nu îl port pe esplanadă sau în cărciumă, eu nu am treabă, dar tricoul îl port cu mândrie când știu că este de la un jucător care a jucat în echipa națională și să vă vin într-o completare, am avut la loturile naționale și la juniori, așa, care le-am spus și încă o condiție, că uitasem, prea un tricou de la lotul național în care a jucat el în echipa națională, un tricou să-mi dea și mie, nu primul, că primul trebuie să rămână pentru el ca amintire, dar al doilea trebuie să-mi-l dea și mie, să am și eu amintire de la el, dacă am făcut ceva pentru el. Dacă el consideră că am făcut, vreau și eu un tricou. Ați primit? Am primit. Și am promisiune acum, de exemplu, de la Pop Atlat, care este internațional în echipa națională, o să primesc și de la el. Ok, urmează meciurile, mergeți la meci? Merg la meciul cu George, plec la București, așa, o să plec și cu părinții, mă întâlnesc. Acum, în ultimul timp, avem un sponsor, un băiat foarte de treabă, care a fost jucător de rugby la noi, apoi la Petroșan, eu l-am ajutat cândva pe el și el mi-a zis asta, nu uit ce ați făcut pentru mine, așa, și vreau să întorc și eu ceva rugby la ei. Și mi-a zis, îmi dai telefon, îmi spui ce ai nevoie și vă spun, dar numai... În luna decembrie am avut o investiție foarte mare care ne-a ajutat să îmbrăcăm copiii să fie foarte frumos echipați. Începând de la ghete și sfârșit cu fes sau șapcă pe cap, cu rucsac, cu training, cu fâșuri, cu costum termic, cu... E o investiție destul de mare, adică o sponsorizare foarte mare. De 200 de milioane. Bani vechi. 20.000 de lei bani. Dar fiindcă tot au echipamente, să zic așa, organizați foarte multe competiții, turnee. Cu postul am organizat, da, am avut 70 de copii. Ne-am corelat cu o etapă din campionatul zonal organizat de Federația Română de Rugby și am organizat și noi un turneu, din cauza că, vă spun sincer, acum am găsit... niște părinți foarte de treabă și au fost cu mine la turnee unde am fost invitați și dânșii au văzut despre ce este vorba și au zis, domnule, am primit copiii noștri, când vin acasă sunt bucuroși, suntem și noi bucuroși, dar haide să facem și noi, să dăm și noi ceva înapoi. Și m-au ajutat foarte mult să organizez acel turneu. Am discutat cu domnul primar la Ciohorân pe data de 1 iunie 2017, organizăm un turneu de rugby în premieră acolo, legat de o competiție locală care se face, cu participarea a 5 echipe de copii din județul Iași și Suceava, cuprins între vârsta de 8-11 ani copii, deci o să fie tot cam în jur de 70 de copii participanți acolo, că deocamdată suntem la început, nu ne putem permite mai mult, fiindcă aici implică și copiii, dacă vin la rugby, noi vrem să nu vină degeaba, unde merg să fie stimulați cu ceva, un suc, o prăjitură, o ciocolată. În familia ce spune de activitatea dumneavoastră? Bănuiesc că sunteți foarte implicat. Dacă vă spun că soția săraca s-a săturat, că ce se întâmplă? Mai avem o rugbyistă în familie. Tocmai fata dumneavoastră. Așa, fiica mea care e componenta echipei Universitatea Cluj și componenta echipei naționale. Și nevastă mea săraca tot îmi spune, băi, m-am săturat de spălat, nu mai echipament de rugby, numai
echipament de rugby găsesc prin casă, mai lasă-te că toată ziua ești plecat, că niciodată nu te-ai ocupat de copiii tăi așa și de alții te ocupi și te zbați și te frămânți. Dar mi-a zis, asta este pasiunea mea și nu... Așa. Acum, ales că sunt pensionar, vă spun sincer, mă sunt tânăr între ei. Cei care văd emisiunea și vor să-și trimită copilul la antrenamente, să vadă dacă le place, nu le place, vor continua, unde trebuie să se adreseze, unde trebuie să vină? Să știți că noi, chiar copiii care vin, noi introducem direct în programul de pregătire. Așa, ei stau într-o perioadă să vadă dacă le place, dacă pot să ducă ceea ce facem. Și haideți să vă spun, noi nu avem obiectiv de cucerire de medalii, de campionate. Noi, obiectivul nostru este de formare în timp a jucătorilor de rugby. Și atunci, pentru noi, este tot o joacă. Când spun noi, spun eu și copiii. Așa, am mai avut un băiat care m-a ajutat, Bogdan Nichifor, dar el a fost mai mult plecat. Caut pe cineva să vină să mă ajute, că m-aș băga eu pe problema de manageriat, m-aș duce să caut bani, să avem de toate. Dar sperăm într-un viitor apropiat să rezolv și treaba asta. Și cine vrea să ne, să ne contacteze, ne găsește în fiecare vineri și sâmbătă la depou, începând cu ora 14:45 vineri și 11 sâmbăta, sau avem și o adresă de Facebook care este Club Sportiv Rugby Pașcani și acolo vedeți toată activitatea noastră în imagini, ceea ce facem noi și vă puteți înscrie. Acum sunt și numerele noastre de telefon, cine vrea să vină este bine primit și îi așteptăm cu drag. Ceea ce vreau să zic și fac un apel acum prin intermediul dumneavoastră către părinți. Lăsați copiii să facă sport, trimiteți-i la sport, nu contează unde, trimiteți-i să facă sport, rupeți-i un pic de cotidianul ăsta, de tabletă, de telefon, de calculator, chiar de niște grupuri, am văzut și pe esplanadă, sunt niște grupuri dubioase, așa, feriți-i de chestiile astea, de tentațiile astea care sunt acum, duceți undeva să facă sport, să se disciplineze. Fiindcă făcând sport se disciplinează. Cu siguranță ați întâmpinat tot felul de probleme, mai mari, mai mici. Cum reușiți să treceți peste ele? Dacă dumneavoastră mă întrebați, eu acum nici nu știu ce probleme, că le consider atât de normale. Aha, deci oricum fac parte din viața noastră. Mergem peste... V-am spus, am un colectiv de părinți foarte bun acum, n-am avut niciodată. Până acum am lucrat cu copii de la țară, dar acum sunt copii de la oraș și părinții sunt atât de interesați. N-am, și pentru mine este o surpriză, așa, și credeți-mă, încerc să nu-i supăr, așa, dar mă ajută... Cred că dacă aș spune și lapte de pasăre să-mi facă, îmi fac așa oamenii ăștia, că sunt trup și suflet pentru chestia asta și mă bucur și îi rog să o țină tot așa, că o să facem lucruri frumoase împreună. Ce sfaturi le dați tinerilor din ziua de astăzi? Sunt un pic și dezorientat datorită lumii astea, așa, dar dacă ar căuta să-și piardă timpul, zic, piardă în ghilimele, să-și piardă timpul într-un mod mai constructiv, mai frumos. Păcat, eu nu știu, aș face un apel și la autoritățile locale. Haideți să facem mai multe terenuri de sport. Ați făcut bine în parc acolo, cu cei acolo, cu panourile de basket, dar haideți să facem mai multe, chiar printre blocuri. Mai este un spațiu acolo, lângă lac, care nu-l folosește nimeni. Folosiți-l vara, teren de tenis de câmp sau de altceva și iarna patinoare și câștigați și bani. Așa, și ca să vină tineretul, să vină copiii acolo să-și petreacă frumos timpul liber. Eu, de exemplu, am fost obligat, m-am dus la Târgu Neamț cu copiii la patinoar, că ce am făcut? Noi acum, considerindu-ne acum un pic mai bogați, am strâns niște echipamente, am folosit noi și am donat pentru copiii de la Târgu Neamț. Le-am donat, noi este o grupă de copii acolo la un liceu. Este un fost coleg al nostru și prieten și este începător și am donat și noi niște echipamente. Deci învățați copiii cumva să, pe lângă disciplină, să facă și voluntariat, să fie... caritabile, dacă se poate. Și o să facem și acte caritabile, să știți că am făcut, că am strâns bani și am cumpărat alimente și am dus la o bătrână care era necăjită, tot cu ajutorul lor. Așa. Da, facem, că este frumos, eu sunt pentru treaba asta, mie îmi plac treburile astea, când ajutăm oamenii, când facem
evenimente dintre astea, știți? N-ați spus nimic despre clubul pe care îl conduceți, că sunteți, faceți, aveți un club, că este ceea ce faceți este legitimat la federație. Da, este sub egida clubului sportiv Ruibi Pașcani, înființat în 2008, alături de domnul Păli Ioan, poate îl știți, fost om de afaceri. Așa, acum dânsul este plecat și am rămas eu. Așa, clubul în momentul de față este cu o singură secție de rugby care este activă și care eu zic că își face datoria, așa, mai ales că vă spun, eu nu am nimic cu nimeni, dar am început să fim cam singuri din Pașcani invitați la turneile astea de copii, așa, aș fi vrut să mai fie cineva, am înțeles că este și la domnul Tarcan și să mergem mai mulți, așa, să ieșim, să ne ducem în alte părți să vadă. Este o emulație mare în județul Suceava. La Iași mai puțin, că nu știu ce se întâmplă, dar na, sperăm să fie bine. Domnul antrenor, noi mai avem o rubrică. Trebuie să răspundeți cu un cuvânt. La ce cuvânt îl auziți de la mine? Oameni. Oameni? Păi oameni, eu zic prietenii, care am fost și colegi de echipă de la Suceava, care am rămas în relații foarte bune, formăm o echipă de old boys și ne întâlnim periodic în competiții de nivelul nostru. Dacă, nu știu, ați fost astăvară în august când am organizat sărbătoarea Ruibului Pășcănean organizată de mine și domnul Avram, am avut invitație echipa de la Suceava cu ce am putut strânge din Pașcani și am avut un meci de rugby, și dar la nivelul ăsta cel mai mult contează repriza a treia. Am luat de două povești. Ambiție? Ambiție, aici mergem ambiții, tenacitate, încredere, îndrăzneală și curaj. Acasă? Acasă este bine. Să știți, datorită casei, așa, echilibrului de acasă, am putut să facem asta. Așa că dacă nu aveam echilibru din familie, fiindcă săracele neveste, eu spun la general la foștii colegi care ne cred și ne-au crezut totdeauna ceea ce facem, fiindcă să știți, noi când ne întâlnim tot de rugby discutăm. Ele, săracele, mai caută altceva, dar noi când ne întâlnim discutăm despre rugby. Așa, așa. Dacă nu aveam echilibru din familie, era mai dificil. Copilărie? Copilărie, vă pot spune copilărie, vă spun liceu militar Câmpul Moldovenesc, vă spun poalele era Răului, așa, vă spun apa Moldovei, așa, munții de la Câmpul Moldovenesc, ceva frumos. Sport? Sport, sănătate, bună dispoziție, educație. Pasiune? Pasiune, să ai încredere în tine, să-ți placă, că de aici adune și pasiune. Familie? Familia este un tot și mai ales ești și mai mândru când cineva îți duce ștafeta mai departe. Aș vrea să văd mulți copii făcând sport. Credeți-mă, merg pe esplanadă, mă uit, mulți copii nu știu să meargă. Mă uit la pantofi, la încălțăminte, cum arată, să cunoaște că nu face sport. Eu aș face apel, pot să zic că lumea mă s-a trezit deșteptul ăsta, nu sunt deștept, dar aș vrea să fac apel și la domnii profesori de sport. Haideți să-i scoatem un pic în curte, să fac un pic de mișcare. Cel puțin gimnastica aia de înviorare, care contează foarte mult. Mă simt ca... Nu o să mă credeți, mă simt ca și cum aș fi tânăr, datorită copiilor. Ca la 30 de ani, așa, mă simt între ei, mă simt tânăr. Aș prefera asta? Aș prefera să văd în jurul Pașcanului, vă spun ce este, să văd multe echipe de rugby în toate comunele. Dacă domnul primar ar vrea să facă ceva pentru copii, haideți să facem și rugby. Să știți, unii sunt făcuți pentru fotbal, unii pentru atletism, alții pentru handbal, volei, dar să știți că... În general să se facă sport, să facă sport. Să-i scoatem din... Așa, dar copiii de la țară sunt pentru sporturile astea mai bărbătești. Așa, deci e considerat rugby un sport mai sărac, dar acum a început să se emancipeze, să evolueze, dar copilul de la țară și moldoveanul este pentru rugby. Să știți, nu găsiți în România echipă fără moldoveni.
Mai ales fără pășcăneni. Și mai ales fără pășcăneni, așa este, da, da, da. O altă rubrică a interviului e întrebări esențiale. Ce vă face să fiți mândru? Mă face familia, în primul rând, să fiu mândru. Apoi copiii care sunt și copiii care au trecut prin mâna mea. Și îi vedeți acum la echipe mari? Și mă duc cu bucurie să-i văd unde pot, jucând în echipe mari, chiar la echipele naționale. Mă face mândru treaba asta. Care este rolul dumneavoastră în această lume? Fiecare are un rol. Îl descoperim mai târziu, mai devreme, dar simțim că suntem făcuți pentru ceva anume sau să facem ceva. Haideți să vă... Deci o să vă răspund printr-o mică istorioară. Eu, trecând prin toate fazele astea de jucător, arbitru, antrenor de rugby, am antrenat și echipa de divizie a Pașcanului, așa, mi-am dat seama că sunt făcut să lucrez cu copiii. Așa. Nu pot să mă duc mai departe, fiindcă copiii sunt înțelegători, sunt ei energici, așa, dar te poți înțelege. Ați găsit o metodă să-i stăpâniți și așa. Să-i... N-aș putea să vă spun care este leacul, să zic așa, sau care este secretul că pot să-i stăpânesc, așa, dar nu știu, m-am făcut înțeles de ei, poate sunt copilăros cu ei, cobor la nivelul lor și îmi place treaba asta, fiindcă mă simt mai tânăr. Pentru ce ați face orice sacrificiu? Așa, și pentru familie și pentru copii. Am făcut sacrificii, să știți. Dar nu vă spun, acum o să vă spun în particular. Ce înseamnă succes pentru dumneavoastră? Succes, nu. Mie îmi place și sunt mulțumit când lumea apreciază ceea ce fac. Și consider că este un succes. Cum considerați că e luxul pentru dumneavoastră? Ce ar fi lux pentru dumneavoastră? Luxul eu îl consider ceea ce am acum. Nu vreau mai mult. Că revin, vreau să am sănătate și restul vin toate de la sine. Dar să am sănătate, în primul rând. Nu mai contează stai în piscină, ai trambulină sau nu știu ce. Dacă nu e sănătate sau vreau familia. Sunt sigur că nu am mașină între toți, antrenorul de lume sau așa. Și nu este o prioritate mașina pentru mine. Prefer să merg cu trenul, prefer să mă duc într-un oraș să le iau la pas, să-l vizitez, așa, nu să trec, decât să umblu cu mașina. Nu este. Deci mașina pentru mine este un lux, dar nu. Când ați plâns ultima dată și de ce? Adică acum am întoarce cuțitul, am plâns ultima dată când acum 2 ani de zile mi-au murit părinții amândoi. Așa. Dar asta este viața, mergem înainte. Nu am avut ocazia la evenimente din traslapte să spun, că sunt emotiv, să știți, sunt, cum zice românul, am și eu inimă, știți? Așa, nu sunt străin de chestiile astea, dar atunci au fost când, așa, în rest, trecem, mergem mai departe, nu. Dacă ar fi să retrăiți un moment din viața dumneavoastră, care ar fi acela? Dacă aș, știți care? În 1983, am promovat cu echipa de la Suceava în divizia națională, așa. Vă spun, la Suceava eram o familie. Ne simțeam atât de bine, așa, și atât de uniți eram. Că eram toți pentru noi, pentru toți. Eram de aceeași generație. A fost niște momente extraordinar de frumoase. De aia am și rămas noi prieteni. Așa că eu vă spun sincer, eu mă consider sucevean. Eu am buletin de cuplu, mă dovănesc, nu de Pașca. Nu v-ați trecut pe... Nu. Țineți legătura cu ei? Tot timpul. Mulți au, sau câți au rămas de acolo pe partea de rugby? Mulți. Antrenorul de la echipa mare este generația. Antrenorul de la echipa de juniore, la clubul sportiv școlar Suceava, la CSM, așa, majoritatea au rămas în antrenorat în rugby. Apoi, o serie din ei sunt oameni de afaceri care sprijină rugby-ul sucevean. Și au rămas cumva dedicații sportului din tinerețe. Ei organizează foarte multe turnee pentru copii. Oamenii ăștia de afaceri care sunt, fac turnee pentru copii foarte mult. Foarte multe, pardon. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit?
știți, care eu îl consider compliment. Când jucam la CSM Suceava, jucam pe Sportul Studențesc un meci de divizie și a venit la acea vreme domnul Valeriu Rimescu, era antrenor echipei naționale și mi-a spus: Hăule, vezi că ești în vederile echipei naționale. Așa sunt cu ochii pe tine. Eu l-am considerat un compliment. Da, pentru că jucați foarte bine, bănuiesc, exact. Și de asta dar erați... Dar am făcut o prostie în acel meci. Așa, fiind capitan de echipă, am făcut o prostie și am pierdut convocarea la lotul național. Ați pierdut cumva și trenul spre a ajunge... Exact. Așa a fost, nu-mi pare rău, dar eu am considerat un compliment. Eu am zis că putea să mi se dea o șansă, dar nu mi-a mai dat-o, fiindcă la acel meci m-a dat afară, dar m-a dat afară, vă spun, fiindcă am cerut o explicație la arbitru, dar noi nu trebuia atunci, la vremea aia, să batem Sportul Studențesc. Și eram pe punctul să-i bate și trebuia să dea cineva afară, să dea pe cineva afară. Eu eram capitan de echipă și cerusem niște explicații, fiindcă dacă vă amintiți, în rugby numai capitan de echipă vorbește cu arbitru. Ceilalți jucători nu au voie. Cumva îi reprezintă, da, spre... Da, capitanul este, el ordonează și echipa, el vorbește cu arbitru, antrenorul vorbește cu capitanul și capitanul transmite în teren totul ce, despre ce este vorba. Trei cuvinte care vă descriu cel mai bine? Încăpățânat. Așa, eu zic ambițios. Așa, și îndrăzneț. Îndrăzneț în ultima parte. Fiindcă asta, îndrăzneț, vă spun sincer, din cauza lui Marius Tincu. Fiindcă Marius, la un moment dat, mi-a zis așa: băi, Leanelu, ia și cere. Nu-ți fie rușine. Eu îi tot spuneam: băi, Marius, nu știu ce, băi, nu, Leanelu, ia și cere, că nu pot să-ți spună decât două lucruri. Pot să-ți dau sau nu pot să-ți dau. Și vă spun sincer, acum am luat ca lozincă, ca motou chestia asta. Eu cer, cine vrea, dă, cine nu, nu. În fața cui ați pune jos pălăria? Deci ați pune jos pălăria și în fața profesorului Pintilie, care am început rugby cu el. Și apoi Dumnezeu să-l lete următorul antrenor, Dorel Dumitrescu, care a murit, așa spune, jos pălăria, fiindcă m-a învățat foarte multe elemente tehnice ca fundaș. Eu jucând fundaș, când să jucăm fundaș, m-a învățat foarte multe lucruri și am să spun jos pălăria pentru ei doi și apoi pentru foștii mei colegi cu care am jucat rugby, jos pălăria. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a răspunde întrebărilor. Să rămână și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm la noi și aș vrea să veniți să vedeți și copiii, să... Dar sperăm că la manifestările din oraș o să vă aduc să-i vedeți îmbrăcați frumos, așa ca o echipă serioasă, ceea ce suntem. Punem punct interviului de astăzi și vă aștept la următoarea emisiune să descoperim oameni frumoși care fac ceva și lasă în urma lor o mică poveste ce merită descoperită și arătată lumii. Cu siguranță și voi cunoașteți pe cineva care merită să spunem jos pălăria, iar pentru a face publică povestea lui, aștept părerile voastre pe pagina de Facebook a emisiunii. Până data viitoare, mă înclin și spun jos pălăria!